În raionul Șoldănești a început lupta între gimnazii. Instituțiile de învățământ vor să atragă cât mai mulți elevi pentru a-și păstra statutul pe care îl au la moment. Administrația gimnaziului de la Climăuții de Jos a făcut deja primul pas. În acest an, aici au reușit să adune 97 de elevi, cu 10 mai mult decât în an. La primăria comunei Climăuții de Jos am fost informați că în partea locului se nasc tot mai puțin copii. Deja ani la rând, mortalitatea depășește de 4 ori natalitatea. Oamenii pleacă din sat deoarece nu au locuri de muncă. Chiar și dacă sunt locuri de muncă, salariile eu cred că sunt foarte mici. Natalitatea este foarte joasă. De exemplu, anul acesta s-au născut 4 copii, dar au decedat deja 16. Oamenii din comună sunt de părere că pentru a păstra gimnaziul în sat trebuie ca locuitorii să aibă unde lucra. În opinia lor, anume lipsa locurilor de muncă îi determină pe consătenii lor să se mute în alte localități și să-și ia și copiii cu ei. Anul curent din Climăuții de Jos au plecat din sat vreo 10 familii. După cât știu eu așa din conversații, lumea pleacă din sat după trai mai bun. Situația materială este foarte grea, nu au serviciu, nu au un loc de muncă și pleacă să-și întrețină familiile, să facă bani. Nu pleacă nimeni de flori de cuc, cum aș spune, undeva. Eu știu, organele trebuie să scat ceva, să le dea de loc, să fac o zavod, să fac o fabrică, ceva, să spun un țec, să fac o conservație, să pleci pe hotar, să fac parale, să putem trăi. În agenda Lilianei Ureche, managera gimnaziului din Climăuții de Jos, sunt notate mai multe idei de a atrage elevi în școală. Dânsa spune că pentru a nu pierde statutul de gimnaziu, ei trebuie să facă instituția mai atractivă. Cadrele care lucrează în gimnaziul Climăuții de Jos sunt oameni competenți, destul de harnici, lucrează, foarte mult lucrează. Vara aceasta noi am muncit cu toții cot la cot ca să obținem ceva și cred că vom face și mai departe așa. Avem cu cine lucra. Actualmente, la gimnaziul din Climăuții de Jos își fac studiile 97 de elevi. Numărul acestora este mai mare decât cel înregistrat în ultimii 2 ani, când în gimnaziu învățau 86 și respectiv 90 de copii. Unde sunt mulți elevi, ai cu cine să lucrezi și este mai... Este concurență între elevi, este altă atitudine, dar lucrăm și noi cu ce avem. Deși în acest an de studii la gimnaziul din Climăuții de Jos nu este clasa a 5-a, iar în clasa a 7-a studiază doar 7 copii, administrația instituției speră că nu va pierde statutul pe care îl au la moment. Asta în pofida faptului că școlarii din satele Cot și Climăuții de Jos ar putea alege școala de circumscripție din satul vecin Vadul Rașcov, unde învață mai mulți elevi, dar și condițiile sunt mai bune. În anul acesta de învățământ 2016-2017, toate instituțiile de învățământ care și au început activitatea la 1 septembrie și vor menține statutul care îl au. Vor fi școli primare, grădinițe, gimnazii, gimnazii, grădinițe și licee. Dar vom continua reformele în învățământ. Acele instituții care nu vor avea numărul necesar de elevi, noi vom fi nevoiți ca Consiliul Raional, Direcția de Învățământ, ca să schimbăm statutul acestor instituții. Noul an de studii nu sunt deloc elevi în clasele a 4-a și a 9-a în gimnaziul din Fuzeu, ca a clasa 3-a la Salcia, în clasele a 4-a și a 7-a în Șestaci. Conform statisticii, din cauza numărului mic de elevi, în următorul deceniu, locuitorii satelor Fuzeu, Capoiana și Șestaci riscă să rămână fără gimnaziu.